Pe strada Cloșca, în câteva locuri, trecătorii sunt nevoiți să ocolească zona pietonală din cauza merelor pădurețe care sunt căzute pe asfalt. Pe lângă murdărie și aspectul inestetic al trotuarelor, nu se știe exact cine ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru curățenie în zonele cu pricina. Așa arată zona pietonală în fața unui bloc de pe strada Cloșca. Fructe căzute pe jos, zdrobite de tălpile trecătorilor, fac din asfalt o zonă bombardată pe care trebuie să o ocolești. În ce privește curățenia și cine ar trebui să se ocupe, părerile locatarilor sunt împărțite. Sunteți mulțumit de trotuarul pe care treceți? Eu nu, dar nu, eu ce să-i fac. Și cine credeți că e de vină? Locatare. Locatarii? Locatarii de aici. Da, nu e responsabilitatea Consiliului să vină să curețe zona? Nu, Consiliul trimite oamenii. Deci Consiliul trimite oamenii? Da, da. Ei trimite și lăsa de face. Tot primăria. Și dumneavoastră credeți că oamenii ar trebui să curețe sau Consiliul? La noi, la asociația, așa e. Fiecare curăță în rând după în jurul blocului. Foarte plăcut. Sunteți din zonă? Da, din zonă. Și pe la noi pe stradă tot așa e. E foarte plăcut. Cine credeți că trebuie să poată responsabilitatea curățenii? Știți dumneavoastră cine, nu răspund la această întrebare. Pe trotuarul din jurul meu, după cum se poate vedea, este destul de greu de circulat din cauza că fructele din copacul de lângă mine au căzut pe trotuar și au devenit aproape una cu el. Am vorbit și cu locatarii care locuiesc în acest bloc și mi-au spus că femeia de serviciu se ocupă cu măturarea unor astfel de fructe, însă se pare că nu face față. Cei de la Salprest vin, nu știm însă cât de des vin să facă curățenie în această zonă și nu este nu numai această zonă, mai sus pe calea Cloșca, mai este o altă zonă în care este aceeași problemă, însă nu știm exact cine poartă responsabilitatea. Chiar dacă trotuarul este măturat, totuși urmele lipicioase ale acestor fructe persistă. Până la clarificarea situației, înainte, în zigzag sau ocoliți cu desăvârșire zona.